Salutare! Astăzi am pregătit pentru voi o poveste puțin mai ciudată. Așa că abonați-vă, activați clopoțelul, dați un like și haideți să vedeți povestea Gabriele. Bună! Numele meu este Gabriela, am 18 ani și sunt din București. Aș vrea să vă povestesc și eu despre dilema vieții mele. De când eram mică și am început să conștientizez, am observat că tatălui meu îi cam fug ochii după fete. Și asta a observat și mama. Însă o luam mai mult ca pe o glumă, până când am aflat adevărul de la prietena mea cea mai bună. Prietena mea, Ana, e cu un an mai mare decât mine. Deci are 19 ani. Noi ne știm de când eram mici. Am fost la aceeași școală, mergeam în vacanțe împreună, iar părinții mei o considerau și pe ea ca pe o fică. Sau cel puțin așa credeam eu. Însă, într-o zi m-a sunat Ana să mă întrebe dacă poate să rămână la mine o săptămână, pentru că părinții ei plecau la țară și nu ar vrea să rămână singură. Mi-am întrebat și eu părinții, iar ei au fost de acord, așa că urma să avem o săptămână super faină. A venit Ana, i-am făcut loc la mine în cameră, totul normal, însă tatăl meu a început cu niște comentarii absurde la adresa ei. Gen, vai da ce fată frumoasă te-ai făcut, până la ce picioare lungi ai. Dar am zis, ok, hai să nu-mi fac eu gânduri nasoale în cap, că poate așa vorbește el și nu e nimic ciudat. A doua zi ne-am dus cu toții în oraș la invitația tatălui meu și acolo, în timp ce vorbeam noi, au început să se aprindă lucrurile, deoarece tatăl meu o tot întreba pe Ana dacă are iubit și tot îi făcea complimente, iar totul devenea extrem de ciudat. Era și mama acolo și până și ea a început să se uite urât la tata. Nu mai zic de Ana, care săraca s-a dus la baie și nu a mai ieșit de acolo vreo 10 minute de rușine. Îmi tot scria mesaje și mă ruga să inventez ceva și să plecăm. Și așa am și făcut. I-am zis tatălui meu că ne-a chemat o altă prietenă la ea și eu cu Ana nu mai putem sta. Și am mers până la urmă într-un parc din apropiere și atunci ea a început să-mi spună mai multe chestii despre tata. Nu știi că îl cunosc pe tatăl tău de când eram mică și îl respect foarte mult și țin la el ca la un tată. Însă în ultimul timp parcă nu mai e el. În continuu bate niște apropuri și mă face să mă simt prost. La început am crezut că glumește, însă devine din ce în ce mai serios. Da, și eu am observat asta, dar mă întreb, oare nu suntem noi paranoice? Poate așa vorbește el, nu are nicio altă intenție rea sau ceva. Adică încerc să mă gândesc, nu aș vrea să-l acuz de așa ceva. Ar fi cea mai oribilă chestie dacă ar fi pe bune. Măi, eu nu cred că suntem noi prea paranoice. De exemplu, ieri l-am prins lipit de ușa de la baie, cât am fost eu la duș. Am ajuns să bag ceva hârtie pe gaura cheie, pentru că am impresia că se uită. Asta chiar nu cred. L-ai văzut tu cu ochii tăi că te urmărea? Ok, se uită el după femei și de-astea. Asta a fost dintotdeauna, dar nici chiar așa psihopat nu e. Hai să nu exagerăm acum. Ana mi se părea la acel moment puțin exagerată. Chiar refuzam să cred că tatăl meu e așa. Însă în acea seară m-am întors acasă cu Ana și încă două prietene. Am intrat la mine în cameră, ne-am pus pe mânca popcorn și uita la filme. Ca o seară între fete. Însă după vreo 30 de minute intră și tata și începe să vorbească cu fiecare fată în parte. Să le complimenteze, să le măsoare de sus până jos, să se comporte absolut ciudat. Și se vedea pe fața prietenilor mele că nu se simt confortabil. Așa că am pus piciorul în prag și l-am rugat să iasă și să ne lase în pace. Iar după ce fetele au plecat și Ana a dormit, m-am dus în bucătărie și am discutat cu el pe tema asta. I-am zis că nu e normal ce face și să nu se mai repete. Însă el tot o ținea pe-a lui că e o glumă. A doua zi, dis de dimineață, m-am trezit înaintea tuturor și am plecat pentru că aveam un curs. Când eu am plecat, Ana încă dormea. Însă pe la ora 14, când eu m-am întors acasă, nu mai era nici urmă de Ana. Tata stătea lejer în bucătărie și fuma, mama era la televizor și Ana niciunde. Mă uitasem prin cameră și văd că îi lipsesc toate lucrurile. Am rămas puțin șocată, că doar nu-mi dăduse niciun mesaj. I-am întrebat și pe ai mei, însă s-au făcut că plouă. Am tot încercat să o sun și să-i dau mesaje, dar degeaba. Telefonul ei era închis. Am mai sunat și alte prietene, dar nici ele nu știau nimic de ea. Așa că am mai așteptat îngrijorată vreo 2-3 ore, în speranța că mă va suna, pentru că nu voiam să-i sperii și pe părinții ei.
Deja se făcuse ora 8 seara și eu nu primisem nici măcar un semn de la ea. Așa că m-am dus în singurul loc în care ar mai putea fi, la ea acasă. Am văzut lumina aprinsă, am bătut vreo 5 minute la ușă și abia mi-a răspuns. Era foarte tristă și a început să-mi povestească de ce a plecat și de ce a reacționat așa. Te-am căutat peste tot, am crezut că ai pățit ceva. Nu înțeleg de ce nu m-ai anunțat măcar sau să-ți lași telefonul deschis. Să știu și eu măcar că ești bine. Dacă nu mai voiai să stai cu mine, ok, dar nu trebuia să fugi așa. Nu e vorba de asta. Aveam nevoie de puțin timp să stau singură și să mă gândesc. Și nu am plecat de la tine de bunăvoie. La ce să te gândești? Păi ce, doar nu te-a dat nimeni afară din casă. Să mă gândesc dacă să spun sau nu ce a făcut tatăl tău. Dar oricum, că mă crezi sau nu, eu îți zic. Când m-am trezit, mama ta nu era acasă, era la cumpărături. M-am dus eu să-mi iau ceva de mâncare și am venit înapoi la tine în cameră. Și după vreo 5 minute a intrat tatăl tău și a început să se poarte ciudat cu mine. Cum adică ciudat? Cum a făcut și în ziua aia, am mai discutat. El a zis că glumește, da? Știi ce, Gabi? Dacă tatăl meu s-ar da la tine și tu vezi asta, nu ai mai zice că glumește. Dacă mă crezi bine, dacă nu, nu mai are rost să fim prietene. Și cam acolo s-a încheiat discuția. Adevărul e că m-am dus spre casă și nu știam ce să fac. Nu știam dacă să vorbesc cu mama despre asta sau să-l înfrunt iar pe tata. Deși mă gândeam și la posibilitatea că Ana exagerează. Am ales totuși să nu zic nimic. Nu voiam ca părinții mei să se certe din vina mea. Și uite așa au trecut vreo 2 luni de când eu nu am mai vorbit deloc cu Ana. Cumva prietenia noastră de ani de zile s-a încheiat acolo. Într-o zi, ai mei au organizat o mică ieșire la film. Și fiindcă nu aveam pe cine lua și eu, am chemat o fostă colegă. Totul bine și frumos, am fost la cinema, ne-am pus să ne uităm la film, însă nu am încetat să-l urmăresc pe tata și să văd cum se comportă. Evident că avea aceeași atitudine și o măsura pe prietena mea de sus până jos, îi zâmbea, îi făcea complimente, dar nimic ieși din comun. Până când ne-am pus să ne uităm la film și locul prietenei mele era fix lângă tata, iar în timpul filmului o văd deodată cum se ridică nervoasă și pleacă. Am mers și eu după ea să văd ce se întâmplă și atunci a început să țipe la mine. Ana avea dreptate, tatăl tău e dement, dacă tu nu vrei să ne crezi bine, dar să nu vii la noi când o să vezi adevărul. Stai așa că nu înțeleg. Ne uitam liniștiți la film și deodată ai sărit în sus nervoasă și ai plecat. Ce s-a întâmplat? Doar eram lângă voi, nu ți-a zis nimic. Nu mi-a zis nimic, dar n-ai văzut ce a făcut. A început să-și pună mâinile pe picioarele mele și să mă pipăie. Nu e normal așa ceva. Înțelegi odată, astea nu sunt glume. Și ai noroc că nu-i zic iubitului meu sau cuiva, că l-ar bate de nu i-ar mai trebui lui fete tinere. Ok, te cred, dar nu știu ce să fac. Cum să-i zic mamei mele asta? Îți dai seama că și-ar distruge căsnicia? Măcar ajută-mă să vorbesc din nou cu Ana. Vreau să-mi cer iertare că nu am crezut-o. O să fac ceva în privința asta. Ana nu vrea să mai vorbească cu tine. Cumva ai făcut-o mincinoasă pe față. Înțeleg că e tatăl tău și ți-e greu să crezi asemenea chestii. Dar ai văzut și tu cu ochii tăi. Și tu ne cunoști părinții de când erai mică. Și cu tații noștri nu ai pățit niciodată asta. Da, ai dreptate, știu că nu e normal, dar ce pot să fac eu în privința asta? Știi cum suntem considerați noi niște copii? Dacă îi zic că e o glumă, așa trebuie să rămână. Iertați-mă și voi, chiar nu am nicio vină, sunt prinsă la mijloc. După toate astea, m-am dus acasă cu ai mei, iar în drumul spre casă nu am scos niciun cuvânt. Eram dezamăgită de tatăl meu, însă mi-era teamă să-l înfrunt încă o dată. Iar de mama nu mai vorbesc, are și ea o vârstă, îmi era frică să nu-i fac rău. Acum nu știu ce să fac, dacă să zic adevărul sau să las lucrurile așa. E o situație oribilă pentru mine, așa mi-am pierdut cumva și prietenele, însă nu vreau să am pe conștiință suferința mamei mele. Și tot ce-mi doresc e ca tata să-și revină și să-i vină mintea la cap. Așa că aceasta a fost și povestea de astăzi. Și nu uitați, dacă și voi aveți diferite povești interesante din care cu toți avem ceva de învățat, puteți să ni le trimiteți pe e-mail sau chiar pe Instagram. Un follow și pe Instagram ca să fiți la curent cu tot ceea ce vom posta și noi ne vedem în următorul episod cu multă pace și iubire. Salutare!